contra comunismului n-am fost pregătiți. Și pentru asta am dat foarte multe jertfe și foarte necunoștință de cauză. Și nu numai noi, niște simpli studenți, dar nu a fost, cred că nu a fost om politic să-și dea seama. Ia să le iau un caz pe profesorul Victor, cum l-a chemat, Papilian de la Cluj. Idrim nu s-a scrisese la comuniști, dar s-a scrisese la social-democrați pe vremea respectivă, însă era om de stânga și a cam acceptat locurile astea. Și în felul ăsta eu nu-mi explic practic cum de s-a întâmplat că atâția intelectuali de seama ai noștri să treacă, să dea pasul, că nu e obligat nici situația materială, s-o aștepta la represare din partea comunismului și o găsit o cale că e singura soluție pe care o are. E cazul profesorilor de la Cluj, Roșca, pe care nu l-am putut pricepe, cum l-a chemat pe rectorul istoric ăsta, Daicovici. La început credeam că se vorbea pe la Cluj că Daicovici s-a sacrificat el să fie decan pentru ca să-i mângăie pește de la București și să lase universitatea în pace. Cine a mai fost? Petrovici, care era rector atunci. Am rămas Ștefănescu Goangă, care ținuse cuvântare la atunci studenților și am rămas cruciți că ne acuza pe timpul grevelor studențești. Cum a fost posibil oamenii ăștia să le facă jocul? Cum a fost posibil să-i dea afară? Cum l-a lăsat inima gândindu-se că dacă a avut o conștiință românească în istorie, că eu îl dau afară pe Blaga de la universitate și pe Hațegan și pe alții care sunt aici, nu-l mai primesc pe Onisifor Ghibu în universitate și mai târziu s-au gândit măcar la numele care le va rămâne în istorie? Blaga își putea da seama că va rămâne în istorie, sau Lupaș, sau mai știu care, că iată, nu-i putem, și să-i opresc, să-i scoți afară de la catedră? Cum îți va rămâne ție numele în istorie? Nu știu. Nu mă pot pune în pielea lor, pentru că nu pot înțelege lucrurile acestea. Lucrurile s-au petrecut la Cluj, adică de aici le iau. Securitatea, spre deosebire de polițiile clasice, cum le știam și le știa toată lumea, o lucrat foarte fin. Ei voiau să mențineau la o anumită distanță și nu mai înregistrau. Și ani de zile, în 46, 47, în 48, au înregistrat, deci erau înregistrați în catalogele lor acolo ca periculoși. Nu căutau să afle de desubturi. Uite, bunoară, un simplu secret în organizația condusă de Bohotici a studenților, grupul condus de Bohotici de la Cluj, nu exista niciun trădător, că nu știau precis, ăștia sunt. Însă era un cerc destul de larg, încât atunci când au făcut arestările, 200 dintre studenți au intrat precis dintre cei care au fost. Și apoi după aceea au avut timp, cu anchete, cu bătăi, cu alte mijloace mai clasice sau mai puțin clasice, ca să-i fixeze pe fiecare la locul lor și să-i condamne. Deci, sau mergând mai departe cu supoziția, oare n-avea de unde știi Gheorghe Tătărescu sau Grigore Alexandrescu sau alții din oamenii politici la vremea respectivă, cei comunismul? Ce i-a determinat să le facă jocul lor? Sau Petru Groza, care se ținea și când era ministru, că el a fost prieten cu Octavian Goga, că ar fi fost colegi. Era caghebist. Nu știu dacă era caghebist, dar știu că o vrut să fie mare.
a vrut să conducă. El poate și închipuia că el învârtește firele în România și în realitate nu era decât o coadă jalnică în mâna altor puternici. Pentru că ce-o reprezenta Partidul Comunist când a venit? O mână de oameni care a făcut la repezală niște derbedii adunați la un loc și care nu puteau reprezenta nimic. Oricum s-a putut ca acest pitic, să zic așa, și slab, să ajungă să îngenunche țară. Pe vremea respectivă, uite, mai era un lucru. Studenții la Cluj, prin 47-48, erau înclinați, hotărâți spre, cei mai mulți, spre național-țărăniști, spre partidele astea istorice. La defilări, nu erau comuniști, nu au fost deloc. De exemplu, când au fost grevele studențești din Cluj, și am fost somaz de către Petrović, de către decanat, rectorat, să-și prezinte indexul cu carnetul de student la facultate, că altfel vor fi exmatriculați. Dintre toți studenții din Cluj, numai 14 inși au fost. Deci numai 14 inși au fost de partea comuniștilor la vremea respectivă, restul nu. Și cred că încă un lucru de care erau lipsiți atunci partidele istorice a fost lipsa de organizare. Chiar am discutat atunci și eu îmi exprimam nedumerirea într-un fel că nu sunt organizați. Și îi spuneau, la ce bun, domnule, țara e toată cu noi. Vor vota. Ori voturile creează voturi, creează opțiuni, dar nu creează putere. O mână de... Ca și, poate, comparație să nu mă aventurez într-un lichid, mișcarea broniană dezordonată nu o creează forță, dar fă o mână de oameni în adunându-și eforturile și având într-un vedere unui anumit scop. Fie el bun, fie el rău, sunt mai puternici decât o masă întreagă care nu lucrează într-un anumit scop. Și cum am spus, n-am fost pregătiți ca să primim comunismul așa cum trebuie. Deci ei și-au cam făcut planul următor, să dea o lovitură după ce regele a fost alungat, într-o anumită noapte, o încerca să dea o lovitură tuturor grupurilor pe care le-au bănuit până atunci. Și s-a făcut în mai, în 15 spre 16 mai. Și atunci s-au făcut niște arestări masive. Știam de la într-o vreme că la poliție la Cluj exista un plic care nu putea fi deschis decât un anumit ordin. Și plicul a fost desfăcut și în plic era alt plic și în plicul era toți polițiștii, toți forțele de jandarmi, toți vor fi la data cu tare prezenți acolo. Și plus gărzi de-astea de ale lor, oamenii siguri. Și s-au adunat atunci vreo 500-600 la un loc. Și după s-a desfăcut al doilea plic și acolo era se va merge la adresele cu tare după un plan dinainte stabilit, era și planurile făcute acolo și să fie arestați următorii suspecți. Și atunci erau numere studenților, numele personalităților din Cluj, cum a fost și cazul profesorului Mărgineanu și altora.
Și aici vreau să spun, și au fost arestați. Și pe după aceea puși la moara, la moara comunistă ca să iasă din, pe partea cealaltă ce s-au mai putut ieși. Noi, care am fost în munți, reprezentăm numai o mică parte din cei care am scăpat. De exemplu, eu am scăpat întâmplător. În ziua respectivă era ultima zi de cursuri și prima oră m-am dus până la poștă. Aveam o treabă acolo și mi-am dat seama, pe drum m-am întâmpinat un student al cărui nume nu știu nici acum și care mi-a oferit, nu vă duceți la facultate că sunteți căutat. A fost lăsat să intre în facultate, în școală, toți câți au intrat și reținuți toți câți au fost. Și nu mai a fost voie să mai părăsească niciunul facultate. Și totuși studenții s-au rugat la fereste sus și de acolo strigau către cei care veneau, măi, pe cutare îl caută, pe cutare îl caută să-l oprească. Și atunci au luat unul inițiativa și au împânzit străzile lateralnice și pe cei care ieși în felul ăsta au mai scăpat. Aici vreau să zic ceva trist, că s-au găsit cozi de topor atunci, cam multe, între studenți. Și aici, la Cluj, la noi, la agronomie, a fost unul coleg, Nicolae Oțoi. Dacă mergem acum prin Alba Iulia, peste drum de Peco, există o casă. Ar fi bine chiar să o filmați un pic. Ăsta era fiul unui, să zic, unui bogătaș din Alba Iulia, taică s-o avea și 50 de iugăre între Alba Iulia și satul Bărăbanț și era în pericol de a-i să lua. Ori, ca să preîntâmpine această eventualitate, fiul s-a trecut la comuniști, că a trecut, nu-i nimic, dar o înaintat atât de bine între ei și ne dându-și seama că nu mai va mai da vreodată, nu va mai răspunde de ce are, au devenit o unealta lor, o unealta securității și el a fost dintre cei care au mers cu patrulele militare la vremea respectivă și așa o arăta colegii, ăsta e Popa Dorin, ăsta e cu tare, prindeți-l. Tot între studenți au mai fost cineva și ia că te vezi rămânea foarte surprinși, Tiberiu Mureșan, fost ofițer, fiu de preot din Mihai Viteazul de lângă Turda. Nu l-am știut pe vremea respectivă și cine mi-a spus, n-am crezut. Și a fost cel care a apărut în ziua respectivă și același lucru l-a făcut și au vândut colegii. Ei, omul acesta e președintele Academiei Agricole de pe țară. A apărut un articol în România Liberă în care e culmea. El acuză pe un profesor, pe Nicolae Davidescu, nu-l cunosc, că Dan Nicolae Davidescu pe vremea respectivă și-ar fi vândut colegii securității. El. L-am văzut apărând la televizor și vorbind despre cinste, despre educația studenților, așa mai departe. Și un al treilea, care tot la agronomia a fost, e vorba de Nicolae Josan, Constantin, cu soții mă te spune să-i spun pe nume și să nu lui. Acesta și-au vândut colegii, el era asistent universitar la vremea respectivă și-au vândut pe ceilalți asistenți, că din 6 asistenți câți au fost la catedra lui, au rămas singur. Deci, niște oameni ori înaintat mari, ori ajuns mari, cred că pe baza meritelor răstor academicieni, ori cum să înaintăm noi și culmea că atunci când i s-a cetit simulacrul acela de proces și rechizitoriu, s-a dus în celulă și s-a spânzurat. Ce prostie, domnule!
de mai rămânea un pic, rămânea liber acum că făcea o cerere că nu poate suferi regimul de închisori și era liber și ba ajungea să ne mai și acuze de că i-am stricat liniștea de care merita. Deci, iată numai acolo niște oameni, cum a fost posibil? Ce i-a determinat pe oamenii ăștia? Frica că vor fi pedepsiți, au luat-o ei înainte, pe asta le explică, au vrut să-și păstreze averea lui taică sau cum a păstrat-o. Acum, în momentul de față, ar putea fi cel mai bogat om din Alba Iulia, dacă își vinde pământul cât îl mai are acolo și îl împarte în parcele și îl vinde. Și eu am zis așa, că să se ție la preț, că îi pământ scump, că e preț de sânge, pentru că cei pe care i-o trimis la închisoare, el arătându-i organelor de represiune, nu s-au mai întors. E vorba de câțiva, de vreo 5-6 inși dintre studenți care acolo au rămas. Au rămas Marușca, cel pe care, a cărui soție mergea cu tine pe la închisori, au rămas Alexe din Bistrița, au rămas Gotia de acolo și încă au rămas Ilieș, tot de acolo, care nu s-au mai întors niciodată în închisoare, nici măcar nu știm pe unde au murit și care a fost sfârșitul lor.